Bună seara și bine v-am regăsit, doamnilor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre bilanțul politic al anului 2017 în baza conferinței de presă pe care a ținut-o astăzi președintele țării Igor Dodon. Invitații ediției de astăzi sunt Corneliu Popovici, consilierul președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara, bine ați venit! Și Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit, domnule Juc. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Popovici, haideți să începem cu acest eveniment care s-a desfășurat pe parcursul zilei de astăzi și să trecem în revistă cel puțin principalele aspecte în activitatea președintelui Dodon pe parcursul anului 2017. Care ar fi cele mai însemnate realizări? Eu cred că evenimentul de astăzi a fost unul destul de important pentru viața politică din țara noastră. Este un eveniment care a interesat multă lume, nu numai din sfera politicului, dar și din societate civilă, din mediul jurnalistic. Lucru demonstrat de numeroasele întrebări care au fost adresate președintelui și răspunsurile competente, răspunsurile convingătoare care au fost date. Acest eveniment important în activitatea politică din țara noastră a demonstrat încă o dată că instituția prezidențială este una din cele mai active instituții ale statului nostru. Este o instituție care timp de aproape un an de zile, deoarece încă nu s-a împlinit acest an de când președintele Dodon a fost investit, a obținut realizări destul de importante, atât în plan intern, politicii interne, cât și în activitatea externă, cât și în diferite elaborări, diferite proiecte cu caracter social și nu numai. Referindu-ne la realizările din domeniul politicii interne, aș vrea să menționez în special stoparea unor activități cu caracter antisocial din țara noastră, care au fost declanșat în ultimii ani, în special de după anul 2009, cum ar fi, de exemplu, stoparea procesului de închidere a școlilor, care este un proces destul de nefast și care a adus prejudicii enorme țării noastre. Aș vrea să menționez un șir de acte legislative care au fost formulate de către inițiative legislative care au fost formulate de președintele țării și care au fost realizate, chiar dacă aceste inițiative au fost realizate, să spunem așa, ca urmare a preluării lor de către cei care se află la guvernare. Aș vrea să menționez inițiativele președintelui, în special referitor la aplanarea conflictului transnistrean și apropierea celor două maluri ale Nistrului. Inițiative care au fost formulate ca urmare a unui lucru intens în cadrul președinției, inițiative care de asemenea au fost preluate de către cei de la guvernare și au fost realizate în practică, deși cu anumite deficiențe. În plan extern, aș vrea să menționez în special realizările în ceea ce privește restabilirea relațiilor de colaborare cu Federația Rusă, cum ar fi, printre aceste realizări, aș vrea să menționez posibilitatea de a se afla legal pe teritoriul Rusiei a sute de mii de cetățeni ai Republicii noastre, deschiderea pieței rusești pentru produsele și producătorii din țara noastră și aș vrea să subliniez că aceste realizări s-au datorat în special, poate chiar s-au datorat doar activității președintelui țării, deoarece, după cum noi cunoaștem, inițiativele venite din partea guvernului și chiar a Parlamentului duc la distrugerea relațiilor cu Federația Rusă. De asemenea, aș vrea să menționez mai multe inițiative în politica externă a șefului statului care își au ca scop stabilirea unui echilibru geopolitic în zonă. Adică Moldova nu trebuie să tindă într-o careva direcție geopolitică, sau în vest, sau în est. Moldova trebuie să-și urmeze propriile interese, iar propriile interese pot să le obțină doar
să spunem așa, menținând acest echilibru în relațiile internaționale. Noi trebuie să avem relații bune și cu Estul și cu Vestul. Cred că pe parcursul emisiunii noi o să mai discutăm mai la concret și la alte inițiative. Domnule Juc, care din realizările enunțate și de către domnul Popovici constituie, de fapt, punctul culminant reușitei domnului președinte Dodon în acest interval de timp? Domnia s-a vorbit și despre reluarea relațiilor diplomatice cu Federația Rusă, a vorbit și despre aceste inițiative legislative, a vorbit și despre Consiliul Societății Civile, Consiliul Economic. Haideți să aflăm punctul de vedere pe care l-am împărtășit. În campania electorală din 2016, domnul Igor Dodon a venit cu mai multe promisiuni. Da. Bineînțeles că unele au putut să fie realizate în totalitate, altele parțial, altele mai puțin, altele deloc, dat fiind că într-un regim parlamentar republican, atribuțiile președintelui sunt nu atât de extinse comparativ cu un regim semiprezidențial sau cu unul prezidențial. Deliberat sau nu, dar președintele Igor Dodon a promis multe în campanie, iar după aceasta, ciocnindu-se de realități, nu a reușit tot ce și-a propus, dar ținem cont că mandatul este de 4 ani. Cred eu că anul întâi a fost mai degrabă de acumulare a experienței, dar cea mai gravă problemă pentru Republica Moldova este că nu s-a realizat în totalitate, sau mai puțin s-a realizat, prevederile articolului 6 din Constituția Republicii Moldova, separarea și colaborarea puterilor în stat. Eu subliniez colaborarea puterilor în stat, dat fiind că, în opinia mea, practic, în Republica Moldova s-a instaurat dualitatea puterii de stat. Pe de o parte, președinția, iar pe de altă parte, majoritatea parlamentară și, în baza ei, coaliția guvernamentală, fapt care nu întotdeauna a contribuit la cooperarea dintre aceste două poluri de putere. Eu am salutat triumviratul care s-a produs la întrunire dintre președinte, președintea Parlamentului și primul ministru. Am subliniat în aprilie acestui an. Am subliniat oportunitatea ca asemenea practică să fie continuată, însă persoanele cu demnități publice au preferat ca să se poziționeze pe diferite poziții a baricadei. Sigur că cea mai mare realizare ce ține de politica externă, iar aceasta este stipulată expres în atribuțiile președintelui, articolul 86, prevede resetarea relațiilor cu Federația Rusă la nivel de șef de state. Președintele Dodon a avut mai multe întruniri cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la care s-a pus în dezbatere diferite aspecte a relațiilor bilaterale, chiar și a relațiilor multilaterale pe arealul geopolitic est-european. Dar președintele Vladimir Putin, ne aducem aminte, a spus chiar la prima întrunire că este bine cunoscut care sunt atribuțiile președintelui într-un regim parlamentar. Domnule Juc, dar resetarea acestor relații despre care vorbiți dumneavoastră e posibil în cazul în care instituția prezidențială are o retorică și guvernul are o altă retorică? Categoric nu. De aceea eu am spus că nu s-a colaborat în special în domeniul politicii externe. Eu consider că absolut sunt îndreptățite toate bătăliile politice, chiar și conflictele instituționale în interior. Cât despre politica externă, trebuie să fie întotdeauna o poziție conjugată, o poziție care ține cont de interesele naționale ale Republicii Moldova, de prioritățile strategice de politică externă și de direcțiile principale de politică externă. Anume, acest conflict instituțional care a culminat cu avizul Curții Constituționale privind punerea în funcție a ministrului apărării, cred eu că a demonstrat încă o dată existența unui conflict dintre majoritatea parlamentară și președinte, care nu este în favoarea Republicii Moldova. Eu mă așteptam că în 2017, date fiind aspirațiile geopolitice ale președintelui Igor Dodon, că va fi susținut de către
majoritatea parlamentară și relațiile cu Federația Rusă, subliniez, vor fi resetate. În același timp, consideram că și pe filiera europeană relațiile Republicii Moldova vor fi cu mult mai bune, dar eu sincer dezaprob retorica anti-NATO, anti-Statele Unite, anti-unire a președintelui. În asemenea, conjunctură, în asemenea împrejurări, se aduce atingerile articolului 10 din Constituție, despre unitatea poporului Republicii Moldova. Da. Și în ultima instanță, în ultima instanță, forțele de aflate la putere fie colaborează, fie se află în conflict, dar are de pierdut Republica Moldova. Domnule Popovici, de la articolul 10, haideți să... Bine, cum poate fi menținut această armonie despre care spuneți dumneavoastră cu structurile sau cu forțele politice care pun la îndoială însă și existența țării Republica Moldova ca stat independent? Cum poate fi găsit acest consens cu unele forțe de surginte unioniste care deschis promovează ideea lichidării Republicii Moldova? Eu nu cred și nu găsesc vreo țară din lume, chiar și aceiași vecini ai noștri, România, unde, de exemplu, apelurile de lichidare a statului sau de distrugere a unității constituționale acestui stat nu sunt pedepsite. De exemplu, în codul penal, dacă nu mă înșel, al României, este o pedeapsă prevăzută de până la 20 de ani de închisoare pentru persoanele care tind la perturbarea suveranității și integrității teritoriale a statului. Asta este pe de o parte. Cât privește domnul Juc referitor la retorica NATO, dați să vedem sondajele. Marea majoritate a populației Republicii Moldova se pronunță împotriva aderării Republicii Moldova la acest bloc politico-militar care este NATO. Respectiv, vrem noi sau nu vrem, dar suveran în țara noastră sau putere suverană în țara noastră aparține poporului. Tot este un principiu constituțional. Respectiv, cei care se află la guvernare, în deciziile pe care le iau, trebuie să țină cont de voința poporului. Și inclusiv în contextul celor menționate mai sus, aș vrea să menționez și ultima decizie a Curții Constituționale care a fost luată ieri, dacă nu mă înșel, referitor la modificarea Constituției și introducerea acestui vector european ca un vector, să spun așa, ca un principiu constituțional, care de asemenea este o aberație. Nu poate fi un principiu doctrinar, ideologic, introdus în Constituție, care deoarece intră în contradicție cu însăși materia constituțională, care interzice oficializarea la nivel de stat a oricărei ideologii politice. Mâini poi mâine va veni la putere un alt partid care are o altă doctrină politică și va insista ca să fie introdus în Constituție doctrina sau vectorul lor în politica externă. Da. Cât privește momentele care au fost menționate de către domnul Juc, aș vrea să spun că, cu riscul de a mă repeta, politica externă promovată de președintele Dodon este o politică externă în interesele Republicii Moldova. Președintele Dodon nu se pronunță împotriva relațiilor cu Uniunea Europeană. Și acest lucru este demonstrat de numeroasele întâlniri care le-a avut președintele Dodon cu oficialii din Uniunea Europeană, vizitele care le-a efectuat în statele Uniunii Europene. Noi vrem relații bune cu Uniunea Europeană, dar aceste relații să fie în interesul Republicii Moldova, în interesul cetățenilor, în interesul economic al țării noastre. Da. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem relații și trebuie să avem relații bune și cu țările din sudul spațiului nostru, să spun așa, cu aceiași turci și din nord, cu aceiași belorusi și din est, cu Rusia, cu China și cu alte state. Da, domnul Juc, vă rog, oficiul NATO, spunea și domnul președinte, când a fost la Bruxelles, menționa, nu vă grăbiți cu deschiderea acestui oficiu. De aici se începea epopeea. Referitor la relațiile cu Alianța Nord-Atlantic, eu consider că cele mai fructuoase relații între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantic a fost în perioada guvernării comuniste, în special din 2006, când a fost semnat planul individual de acțiune al parteneriatului. În opinia mea, din 2009, relațiile cu Alianța Nord-Atlantică nu s-au îmbunătățit practic deloc, iar cele trei prelungiri ale IPAP-ului practic au trecut fără ca opinia publică să fie informată. În plus, atât în IPAP
cât și la ultima întâlnire a premierului Pavel Filip cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, s-a declarat expres că Republicii Moldovei se recunoaște statutul de neutralitate. No, eu consider, și aici sunt absolut sigur, că Alianța Nord-Atlantică nu este pregătită și nici nu dorește să treacă prutul, pentru că spațiul, frontierele euroatlantice au fost consolidate substanțial. Ba mai mult, Alianța Nord-Atlantică nu are niciun plan față de Republica Moldova, iar acele sondaje care sunt realizate, eu chiar vă spun drept, nu știu din ce cauză se pune o asemenea întrebare. Eu înțeleg bine când se cercetează problema apropierii de Uniunea Europeană, dar ce are la moment Republica Moldova cu integrarea euroatlantică? Nimeni la nivel de stat nu a declarat. Ba, mai mult, eu cred că partidul de guvernământ actualmente, din contră, a fost întotdeauna reticent față de o apropiere euroatlantică. Republica Moldova practic este cu mult mai departe în relațiile cu NATO decât Georgia. Aceasta se află într-un program de oportunitate avansată. Pe când NATO a declarat că îi se recunoaște neutralitatea Republicii Moldova și atât, n-are niciun plan. Și această retorică anti-NATO nu cred eu că este una benefică în interesele Republicii Moldova. Referitor la integrarea europeană, eu nu consider că integrarea europeană este o ideologie. O asemenea ideologie nu este. Da, în Uniunea Europeană sunt anumite valori de libertate, dreptate, securitate, democrație. Cine nu vrea să fie implementate o asemenea valori? Domnilor invitați, continuăm discuția. Îl avem într-un apel telefonic pe Dumitru Pulbere, ex-președinte Curții Constituționale a Republicii Moldova, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Pulbere! Bună ziua! Noi discutăm în cadrul acestei emisiuni despre bilanțul politic anului 2017 și despre conferința de presă a domnului Dodon pe care a desfășurat-o în prima jumătate a acestei zile și vreau să vă întreb pe domnia voastră, în condițiile Republicii Moldova, președintele Republicii are drepturi cât i-ar permite ca să întreprindă anumite acțiuni pe care și le-a făcut și anumite promisiuni făcute poate și în campanie electorală, spunea ceva mai devreme și domnul Juc, pe care îl avem aici în studio, și domnul Popovici, vă rog. Dacă ne amintim de reforma constituțională din 2000, unde a fost restrâns puternicerile președintelui Republicii Moldova, în legătură că el trebuie să fie ales nu din întreg popor, dar de Parlament. Da. Au fost esențial redus atunci, eu vorbesc de 2000, au fost esențial redus împătenicirile președintelui Republicii Moldova. Ulterior, după când noi cunoaștem, când Curtea Constituțională a abrogat, a recunoscut neconstituțional careva modificări de atunci, însă ce ține de împuternicerile președintele, nu s-a atins în discuție această problemă, n-a apărut. Ba din potrivă, Parlamentul a primit un șir de legi care a limitat și pe președinte în multe acțiuni care le avea ca atribuții. Domnule Pulbere, de ce în anul 2017 foarte mult s-a discutat despre aceste împuternicire ale președintelui și despre faptul că ar fi cazul în viziunea unora de a trece la o țară prezidențială? Acest lucru este valabil? Are pârghii juridice? Eu consider că numai Republica Prezidențială poate să ameliorează situația în Republica Moldova. Că un președinte puternic poate să oprească cel dezmăț care se petrece azi în Republica Moldova și să stabilească, deci să aducă normalitate în societatea Republica Moldova. Domnule Pulbere, da, spuneți. Printr-o republică prezidențială, efectiv și operativ, se poate hotărâ și problema transnistreană. Ultima întrebare, cred că în cadrul acestei intervenții telefonice. Credeți că în 2018 acest lucru este realizabil sau rămâne la idee, doar la nivel de ipoteză? Păi mult depinde de rezultatul alegerilor parlamentare care vor fi, dacă vor fi în noiembrie viitor.
Dacă să, deci se formează o majoritate parlamentară care Cascov va avea problema de a trece la o republică prezidențială, de a face modificările în Constituție, modificările respective în Constituția Republicii Moldova, sau chiar poate fi adoptat o nouă Constituție sub aspectul de o republică prezidențială. Bineînțeles că Sordis Bând este la ideea asta. Noi vă mulțumim pentru receptivitatea de a da curs acestui apel telefonic. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Vă mulțumim. Domnilor invitați, revenim în studioul la discuție. Domnule Popovici, dacă o să-mi permiteți, aș vrea să fac câteva comentarii la ceea ce a menționat și domnul profesor Juc, da, referitor la atribuțiile președintelui. Da, fără îndoială, atribuțiile președintelui sunt care sunt și anul 2017 a trecut inclusiv sub semnul încercării unor forțe politice, în special din încercarea Partidului de Guvernământ, Partidului Democrat, de a diminua cele atribuții care mai sunt a președintelui. Mai mult ca atât, s-a încercat instituirea unui control al celor din Partidul Democrat asupra instituției prezidențiale, lucru despre care a menționat și astăzi președintele în conferință de presă. N-au reușit și cu siguranță nu vor reuși să instituie careva control asupra instituției prezidențiale. Și instituția prezidențială, la etapa actuală în țara noastră, este unica instituție centrală de stat care nu și-a pierdut din legitimitate și legalitate, în special din legitimitatea pe care are. Această legitimitate a fost pierdută și de guvern, și de Parlament ca urmare acestei migrațiuni politice care s-a produs în ultimii ani dintr-un partid în altul și crearea artificială a acestei majorități parlamentare care a generat respectivul guvern. Adică, din punct de vedere al legitimității, există un foarte mare semn de întrebare pe cine reprezintă deputații actuali din Parlament. De aceea, președintele nu odată a insistat asupra faptului că sunt necesare alegeri anticipate, ca poporul să-și expună opinia și ca structurile de stat, cum ar fi Parlamentul, cum guvernul, să reprezinte sau să-și recapite această legitimitate pe care și-a pierdut-o. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să spun că chiar dacă președintele are atribuțiile pe care le are și atacurile de asupra instituției prezidențiale de diminuare acestei atribuții continuă, președintele a reușit în anul 2018 să demonstreze populației 17 că activitatea președinției este una eficientă și este una cu rezultate. Nu întâmplător, gradul de încredere a populației față de instituția prezidențială a crescut de 17 ori. Adică, la moment noi avem încredere de peste 50% la adresa instituției prezidențiale și a președintelui, pe când gradul de încredere pe care îl are guvernul și pe care îl are parlamentul se află la limita erorii statistice de câteva procente. Asta este un lucru care demonstrează totuși că ceea ce face președintele în limitele posibilităților și pârghiilor pe care le are este apreciat de popor și poporul simte acest rezultat. Cât privește inițiativele de modificare a Constituției despre care s-a vorbit în ultimul timp, inclusiv cu introducerea acestui principiu de integrare europeană, care fără îndoială este unul anticonstituțional, încercările de modificare a articolului al 13-lea, alte inițiative, demonstrează că guvernații care practic nu fac nimic altceva pentru această țară decât să atace instituția prezidențială, încearcă să sustragă atenția populațiilor de la problemele stringente ale societății noastre, deviind discuțiile din societate iarăși din nou în problemele de istorie, problemele de limbă, problemele cu disurgente geopolitică și așa mai departe. Și încă un moment aș vrea să menționez. Președintele a ieșit cu câteva inițiative de petrecere a referendumului național. De ce să nu petrecem referendum într-o țară care o considerăm noi democratică? Deoarece referendum este o manifestare a voinței poporului. Probabil cei de la guvernare, inclusiv cei care se află în Curtea Constituțională, n-au dorit să petreacă aceste referenduri, deoarece ele ar fi demonstrat cu foarte multă convingere că poporul susține inițiativele președintelui. Și în ceea ce privește Republica Prezidențială, despre care a vorbit domnul Pulbere, și în ceea ce privește scutirea populației de povara
miliardului furat și în ceea ce privește diminuarea, mișorarea numărului de deputați în Parlamentul țării și multe, multe alte chestii. Da. Haideți să-l aflăm punctul de vedere, da, domnule Juc. Eu domnul Juc. Să subliniez o chestiune. Vă rog. Atunci, integrarea europeană, sau mai degrabă, mai corect ar fi apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, nu este o ideologie, ci este un proces de modernizare. Domnule profesor, de ce să introducem în Constituție chestia asta? Oare nu e nevoie? Pentru cui e nevoie? Pentru că ar fi, cred eu, un factor mobilizator de ordin intern, nu de ordin extern, ci de ordin un factor mobilizator pentru intern. Anumite forțe politice. Poate fi și pentru anumite forțe politice, dar în democrație deciziile se adoptă cu majoritate, iar minoritatea are tot dreptul să fie deci, ascultată. Deci, dați să scoatem la referendum această modificare constituțională. Eu sunt mai sceptic privind, în general, instituția referendumului, pentru că nu există acea nivel înalt de cultură politică și de percepție. Eu am apreciat că dumneavoastră n-ați spus despre istoria care, care să fie scoasă la referendum. Totuși, noi amândoi am absolvit facultatea de istorie și cunoaștem că nu toți chiar cunosc istoria. Și aceasta este mai degrabă obiectul al specialiștilor. Da. Eu vroiam să vă întreb, raportat la sondajele de opinie și la rating, în ultimul timp există obișnuința, face public tot felul de sondaje. Dumneavoastră, cercetătorul Juc, crede în ele? Analizează evoluția? Eu, în general, le consider că ele sunt necesare într-o societate, dar nu trebuie să le acordăm, să avem o atitudine absolută, că ele vin în conformitate sau în concordanță cu realitățile. Sunt diferite probleme pentru casele de sondaj, atât de ordin obiectiv. Există o radiografiere a stării de lucruri? Eu nu le urmăresc, nu le radiografiez. Consider că ele reflectă anumite tendințe, mai mult sau mai puțin, dar cred că mă opresc aici cu aprecierea lor. Fiecare își găsește acele cifre care se află în interesele lui, iar dacă nu se află în interes, orice partid politic spune că ele sunt trucate, nu corespund realităților. Eu cred că sunt anumite cifre care într-adevăr reflectă foarte bine starea de lucruri din Republica Moldova, dar sunt multe întrebări care în general nu figurează, după cum am spus, una dintre care cu integrarea euroatlantic. Ce are problema dată? În general eu nu văd nicio necesitate. Sau, se spune, sunteți pentru integrarea europeană sau integrarea economică euroasiatică? Și atunci se pune pe cântar diferite, un număr de populații, unii spun într-un fel, alții în alt fel, și se fac pe această bază concluzii. Cred eu că cifrele sunt cifre. Atunci când vorbim, iată, de succesele înregistrate de instituția prezidențială, vreau să medităm, poate, un pic asupra faptului ce se numește partajarea politică a instituțiilor statului. Acest lucru îl cunoaște, cred că fiecare telespectator, îl cunosc și cu atât mai bine cei din clasa politică. E posibil a obține unele rezultate atunci când procuratura aparține diferitor partide politice? Eu întotdeauna m-am pronunțat împotriva partajării partinice, politice a instituțiilor. Sunt instituții care sunt partajabile politic, cum ar fi Parlamentul, cum ar fi Guvernul care se formează în baza majorității, cum ar fi președinția, mai ales în urma scrutinului direct, dar sunt instituții care nu sunt partajate politic, care trebuie să fie absolut independente. Dar, scuze, da. Poate cuvântul partajare nu este chiar cel mai potrivit când vorbim despre Parlament, președinte. Asta este o expresie voinței politice. Expresie voinței, da. Și ele atunci sunt, dar cât despre instituțiile despre care ați spus, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională, acestea nici într-un caz Academie de Științe. Academie de Științe, desigur, acestea nu trebuie Curtea să fie... Curtea de Constituțională, spunea domnul da, Bulgaria, nu trebuie da? Să fie partajate politic, nu trebuie să fie să facă partizanat politic. Acesta încă o dată denotă că în Republica Moldova democrația se află într-un stadiu incipient. În jumate de secol am făcut numai câțiva pași la capitolul edificarea statului de drept, la capitolul funcționalitate, capacitatea de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat. Eu personal mă pronunț împotriva privării președintelui Republicii de unele structuri, unele autorități, pentru că, să spunem, președintele Igor Dodon nu va fi veșnic la guvernare. Un mandat sau două mandate în funcție cum va fi voința alegătorului și
Dar în același timp consider că și un regim prezidențial este prea mult pentru Republica Moldova în contextul acestei democrații precare. Dacă se dorește ca funcția președintelui să devină una mai prezentă, trebuie de acordat nu numai atribuții reprezentative, dar și atribuții executive în condițiile unui regim semiprezidențial, dar și aici cu toate efectele atât pozitive cât și negative pot surveni. Domnule Popovici, domnul Dodon spunea astăzi că una din principalele obiective este păstrarea și întărirea statalității Republicii Moldova, citat încheiat, și tot domnia sa spunea că în 2018 e posibil să avem un manual de istoria Moldovei? Eu aș vrea să vă spun că în domeniul respectiv, din menținerea statalității Republicii Moldova, președintele Dodon a formulat mai multe inițiative. O parte din aceste inițiative deja au fost realizate. În contextul celor menționate de domnul Juc, aș vrea să spun că în viitorul cel mai apropiat va fi elaborat o nouă strategie în ceea ce privește neutralitatea sau perceperea corectă a acestui principiu constituțional de neutralitate permanentă. Va avea loc o conferință internațională, unde vor veni experți de talie internațională. Ca urmare, va fi elaborată această strategie de neutralitate permanentă și eu cred că ea va fi adoptată la nivel de lege și atunci vom fi liniștiți că țara Moldova nu își va pierde din neutralitatea pe care o are. Cât privește elaborarea manualelor de istorie despre care ați vorbit dumneavoastră, fără îndoială, se lucrează, deja sunt elaborate proiectul câtorva manuale de istorie a Moldovei și aceste manuale, vreau să vă spun, că sunt elaborate în baza celor mai avansate practici de scriere a manualelor școlare, practici recunoscute inclusiv în statele Uniunii Europene, inclusiv în baza principiilor care este promovat de către Institutul Georg Eckert din Germania, care este unica instituție din lume, instituție prestigioasă, care se ocupă de expertizarea manualelor de istorie și manualelor de alte domeniul științelor sociale. Tot aici vroiam, până afla și punctul de vedere a domnului Juc, să vă întreb despre acest Consiliu al Societății Civile de pe lângă Președinția Republicii Moldova. Care este scopul creierii unei asemenea organ și cât de eficient se dovedește a fi, dacă nu mă înșel memoria, avem deja vreo 3 luni de activitate, da? Este pentru prima dată în practica politică a Republicii Moldova a fost creată o astfel de structură, care este o structură destul de reprezentativă, sunt 14 comisii. Sunt constituite aceste comisii din personalități marcante în diferite domenii. Lista, puteți să o faceți cunoștință, ea este publică, deoarece a fost oficializată printr-un decret al președintelui. Și acest organ este un organ consultativ pe lângă șeful statului, deoarece președintele Dodon este un președinte deschis spre conlucrare cu societatea. El dorește să cunoască care sunt opiniile în societate și respectiv acele inițiative care sunt formulate de președinte să fie inclusiv expertizate de aceste comisii, aceste personalități notorii care constituie consiliul respectiv. Sunt în jur de 130 de persoane, specialiști în diferite domenii. Și vreau să vă spun că expertizarea pe care o fac ea este una de cea mai înaltă calitate. Și sunt sigur că inițiativele și chiar unele acte legislative care sunt prezentate președinției spre promulgare vor căpăta o calitate mai bună trecând prin acest consiliu. Pot să vă dau mai multe exemple, dar chiar astăzi am discutat cu colegii dintr-o comisie referitor la un proiect de lege privind comitetele sectoriale de formare continuă, domeniul de care port responsabilitatea, și vreau să vă spun că a fost făcută o expertizare foarte calitativă și a fost identificate un șir de lacune care trebuie să fie înlăturate înainte ca legea să fie promulgată. Domnule Juc, astfel de exemple sunt foarte multe. Astăzi președintele țării spunea că au fost elaborate aproximativ 57 de proiecte de legi,
vizând miliardul, pensiile, plafonarea salariilor, bacalaureatul și așa mai departe. O bună parte dintre ele au fost preluate de către actuala guvernare. O altă parte zac undeva pre un raft. Acestea le putem cataloga ca un eșec? Pentru că până acum încercat să vorbim despre anumite chestiuni care sunt palpabile. Nu, eu cred că nu, pentru că președintele dispune de mecanisme prin articolul 84 din Constituție care prevede posibilitățile lui de a se adresa în Parlament și nu ne rămâne să credem că textele care le prezintă sunt de un alt conținut. Eu, spre exemplu, apreciez destul de înalt activitatea unor consilieri prezidențiali în probleme. Colegul meu, domnul Popovici, în domeniul educației, culturii, cercetării, consilierul în domeniul juridic, pe domnul Maxim Lebedinski, care de asemenea este un specialist foarte bun atât timp cât nu trece pe filierele unor speculații politice. Și întotdeauna am considerat că președintele are nevoie și de consilieri în alte domenii, în special poate mai aproape de mine, de politica externă, și atunci nu ar fi făcut unele lucruri mai, unele aș spune, nu s-ar fi pomenit într-o situație mai puțin bune pentru șeful statului. Dar cred eu că am speranța că în 2018 poate relațiile dintre cele două poluri de putere vor deveni mai fructuoase și mai strânse. Deși, în contextul în care este un an electoral. Da, deși este un an electoral și atunci fiecare va încerca să tragă la sine ca să obține dividende electorale, ceea ce nu este bine. Anul electoral este anul electoral, dar oportunitatea de modernizare și de reformă a Republicii Moldova, nimeni nu a scos-o de pe ordine de zile și nu trebuie de așteptat că va veni după alegerile din 2018 sau cel târziu din februarie 2019, se va începe o nouă epocă în istoria statului Republica Moldova, a societății Republica Moldova. Procesul de modernizare trebuie să fie unul continuu, pentru că persoanele cu demnități publice au fost numite sau au fost alese în aceste funcții pentru a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, mai ales în contextul și în condițiile în care ne aflăm. Domnule Juc, domnul dacă îmi permiteți doar un singur moment, în contextul ceea ce a menționat domnul Juc, referitor la proiectele de lege și această apropiere dintre aceste poli politici, eu aș vrea să menționez următorul lucru, că, fără îndoială, este o atitudine destul de preconcepută din partea majorității parlamentare referitor la inițiativele președinției. Uneori, aceste inițiative nu sunt acceptate numai datorită faptului că vin de la președinție, chiar dacă este sunt absolut incorrect, fără îndoială și neconstructiv pentru țara noastră. Și aș vrea să menționez astăzi o expresie a președintelui din cadrul conferinței, când a spus că, da, unele idei nu sunt acceptate, altele sunt puse pe poliță deoparte, ca peste un scurt timp să fie preluate și plagiate și prezentate ca inițiativă proprie altor forțe politice. Președintele a spus că el este de acord și cu această, să spunem așa, cu acest comportament, nu chiar bun, dar este de acord cu acest comportament. Important ca aceste inițiative să fie realizate în practică și aceste inițiative să fie în beneficiul cetățenilor. Iar cetățenii, în final, vor aprecia cine a fost cu inițiativa respectivă, cine au și ce a urmat și vor da aprecierea cuvenită. Domnule Juc, vreau să vă întreb următorul fapt. Domnul Dodon, din câte cunosc, este primul președinte care a dat o atenție mai sporită diasporei. Este primul președinte care, mergând într-o anumită delegație, dacă îi permite agenda, reușește ca să se întâlnească cu reprezentanții diasporei. Asta reiese din lacunile legislației care s-au creat și au fost foarte evidente în campaniile electorale, când nu s-au ajuns secții de votare, când concetățenii noștri făceau sute de kilometre? Sau cum ar putea fi descifrat? Eu consider că președintele înțelege că diaspora sau comunitățile reprezintă tot cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă unii au o relație mai apropiată cu patria, alții practic s-au îndepărtat și nu cunosc realitățile care sunt. Au fost președinți care, pe timpul căruia comunități practic nu existau, pe timpul președintelui Snegur, poate președintelui Lucinski, de-abia s-a început să migrația. Vladimir Voronin, cred eu că nu a acordat atenția cea mai cuvenită, el fiind canalizat mai mult pe probleme de politică internă, deși
când avea posibilitate se întrunea. Despre președintele Timofti mai puțin spunem, pentru că el s-a comportat ca un adevărat șef al statului într-un regim parlamentar, dar a preferat să fie absent, pe când problema concetățenilor din afară chiar a venit și în timpul campaniei electorale. S-a luat un imbold, după cum a fost în 2014 în România, dar nu numai, a mai fost și în Serbia asemenea situație. Și este absolut necesar ca oamenii aflați peste hotare, din diferite considerente, să nu se afle lăsați și părăsiți de către autoritățile din Republica Moldova și să aibă o relație. Prin acesta s-ar putea ca ei să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, deși la moment se pare că șansele ca să revină cel puțin o mică parte sunt destul de reduse. Da, în contextul ăsta vrea să menționez expresia unui cunoscut politolog străin care a venit la noi în seară și care a fost inclusiv la președinție și a menționat că, oameni buni, problema Moldovei deja nu este atât problema miliardului furat. El a fost furat. Problema Moldovei este în milionul de cetățeni care au părăsit țara. Conform datelor oficiale. Care au părăsit țara, care au plecat și care, inclusiv cei ce spune domnul profesor Juc, avem riscul să nu mai revină în țara noastră. În contextul activității președinției la acest capitol, aș vrea să spun că președintele Dodon a conștientizat riscul pierderii pe care poate să-l aibă Moldova prin nemenținerea unei relații constructive cu diaspora. De aceea a fost instituit pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a fost instituit funcția de consilier prezidențial în domeniul relației cu diaspora. De asemenea, vreau să menționez că, practic, în toate vizitele pe care șeful statului le efectuează în străinătate, are loc o întâlnire a șefului statului cu reprezentanții diasporei. Și vreau să menționez că președintele nu face, să spunem așa, întâlniri selective, cum sunt obișnuiți să procedeze unei reprezentanții guvernării actuale. El se întâlnește și cu diaspora din Est, și cu diaspora din Vest, din țările vestice. Mai mult ca atât, ca urmare acestor întâlniri sunt formulate anumite proiecte și proiectele acestea sunt realizate. Aș vrea să menționez, de exemplu, că datorită întâlnirii inclusiv cu diaspora, datorită inițiativelor formate de președintele țării, peste 100.000 de cetățenii țării noastre și-au oficializat prezența în Federația Rusă. De asemenea, la inițiativa șefului statului a fost organizată practică pentru cei mai buni studenți moldoveni din diaspora, practică în cadrul președinției. Și trei, din câte cunosc eu, trei participanți la această practică au fost angajați la serviciu. De asemenea, au fost realizate un șir de proiecte cu tentă, să spunem așa, economică. Adică, care va permite ca conaționalilor noștri care s-au stabilit cu traiul în străinătate să-și mențină relația cu Moldova și să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre țara noastră și țara în care se află. Domnule deputat, regia ne zice că avem practic un minut la dispoziție. În 30 secunde fiecare vreau să aflu cum vedeți anul politic 2018. Ziceam în cadrul acestea că este și un an electoral. Se va așeza la masa negocierilor, așa cum iarăși am pomenit și am văzut în aprilie acestui an, sau fiecare urmează să-și promoveze interesele politice? Domnul Juc, vă rog. Eu cred că mai degrabă fiecare va încerca să-și promoveze interesele politice, că despre președinție, eu sper că președintele Igor Dodon va avea întruniri oficiale cu președintele României Klaus Iohannis și cu președintele Ucrainei Petro Poroșencu, ei sunt vecinii noștri imediat, și va fi elaborată de către președinție strategia securității naționale. Domnul Popov, ce ne așteaptă în 2018? Cred că anul 2018 va fi un an destul de complicat și în cadrul conferinței de astăzi, președintele a menționat că este anul în care probabil vor fi câteva momente de cotitură importante pentru țara noastră, momente de risc major pentru țara noastră. Eu sunt sigur că președintele va găsi soluții pentru aceste riscuri și în Republica Moldova va exista o stabilitate, vom ajunge la alegerile parlamentare, populația își va expune liber doleanțele. Cât privește
relațiile cu vecinii despre care a menționat domnul Juc. Vreau să aduc aminte telespectatorilor că președintele Dodon deja a întreprins anumite măsuri în acest domeniu. Aș vrea să menționez inclusiv scrisoarea care a fost adresată președintelor României cu propunerea de a vizita țara noastră. Eu cred că președintele României va accepta această invitație și rațiunea va învinge. Pe această notă eu sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Țin să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a da curs invitației noastre. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumim. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă mereu. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună.